Bună dimineața, este luni și vreau să vă doresc un început de săptămână cât se poate de frumos și să vă spun ce am făcut până acum. Am trezit și am spălat vasele, am strâns puțin prin casă și bineînțeles am mâncat un biscuit din acela bun. Iar am făcut biscuiți după rețeta Ralucai Gheorghe și dacă nu ați văzut rețeta ei, vă las în căsă cu descriere clipul cu rețeta, doar că eu am făcut câteva mici schimbări pentru că, de exemplu, nu am avut unt, așa că am pus niște zanela, cred că e ceva margarină pentru prăjituri, cam așa ceva. Și ce am mai pus? Am pus mai multă făină pentru că acea margarină era puțin mai grasă decât mă așteptam. Și nu am pus Nutella pentru că am zis că să nu fie chiar foarte dulce. În schimb, au ieșit foarte bune, dar precis că și rețeta ei este demențială. Hei, salut! E marți și tocmai ce m-am trezit, cred că de vreo o oră sau ceva. Cât e? Nu, mai puțin de o oră. M-am spălat pe cap și acum intenționez să-mi calc hainele pentru că am o grămadă de haine de călcat și trebuie să fac și asta pentru că nu vine nimeni să-mi facă. Și în rest, nu știu ce voi face astăzi, nu știu de ce. Ieri dimineață m-am trezit aici cu o pată roșie, așa o dungă roșie. Astăzi, nu știu, se vede ceva? Tare ciudat. Seamă coșuleț aici. Am să-l extermin. Cu ce? Cular roșu posei. E fac clar 2+. Tot timpul merge. Mă apucă hărnicea la tocmai înainte de a merge la muncă și vreau să-mi fac sushi. Nu știu de ce, este normal, trebuie să stau cu minte la ora asta și să-mi văd de treabă, dar am nevoie. Vreau sushi. Hei, salut! Este marți seara. Încă. Și vreau să vreau că am început să fac sushi pentru că n-am mai terminat astăzi dimineață. Așa arată acum. Din prima arată ok. Sunt mulțumită. Să văd acum cât de bun este. Și voi încerca să mănânc cu bețișoarele. Va fi un chin, știu. Deci părerea mea este că, chiar dacă nu este 100% făcut sushi de la mama lui de acasă, eu zic că este o idee foarte bună pentru un aperitiv sau când ai ceva poftă de ceva altceva decât mănânci de obicei. Orezul îmi place, peștele îmi place, iar combinația asta cu acea foiță de alge și cu sosul de soia, e demențial. Cred că va trebui să mergem totuși să mâncăm undeva unde se face sushi ca lumea. Cred că ar trebui să facem asta. Eu.
ce mai faceți? Sunt eu, Mumia Helga. Ce faceți? Este vineri și eu m-am pensat puțin și mi-am curățat puțin fața. Și am zis că mai am încă câteva minute până ce trebuie să mă pregătesc să merg la muncă, așa că îmi pun o mască din această hidrotantă. Tare mult îmi plac măștile astea, sunt tare faine și sunt foarte practice. Pur și simplu le pui pe față, stai și stai, le dai jos, clătești fața cu apă și nu e atâta mizerie după ce folosești masca asta. Da, și pe fundal mi se aude playlist-ul de pe SoundCloud. Cam toată ziua ascultă muzică când sunt acasă. Fac parte de una singură aici, în timp ce aștept să-mi acționeze această măscuță. Măscuță! E simpatică, așa? Știu-te-o. Hei, salut! Este sâmbătă și cred că nu ai filmat de vreo două zile, dacă nu mă înșel, dar înainte de Crăciun tot îți faci tot felul de chestii, de gânduri, ce faci, cum faci planul, nu știu ce, și sincer chiar nu mi-a fost la îndemână să pun mâna pe cameră, doar ce ați văzut înainte de acest mic clip. E sâmbătă și mergem la cumpărături și fac niște cumpărături pentru Crăciun puțin, iar acum voi lua doar chestiile care nu sunt atât de proaspete, cum ar fi făină, zahăr și un alta ce am nevoie, de exemplu, pentru prăjituri, dacă voi face ceva foarte fancy-șmancy, dar nu cred că voi face, sper să reușesc să fac un cozonac și o prăjitură și cam atât pe Crăciunul acesta. Și carnea voi lua săptămâna viitoare, pentru că vreau să am carne proaspătă și să nu îmi bat capul că îmi stă carnea în frigider și săptămână până încep să o prepar. Nu-mi plac chestiile astea. Și să vă arăt și outfitul de astăzi, fără păpuci. Am această bluziță, ce v-am spus săptămâna trecută, că am una pe somon, pe nuanța aceasta de somon. E tare simpatică, mie îmi place foarte mult. Nici nu știu dacă se vede. Da, îl vedeți, fermoarul, da? De care vorbeam săptămâna trecută. E tare simpatic, așa, e feminin cumva și de aia îmi place. Și mi-am pus această eșarfă la gât și pantalonii, sunt niște jeans din aceștia elastici și cu șlapii de casă. Așa e, așa mă duc la cumpărături. Cam atât. Da. Și ne vedem la cumpărături. Pa. Am ajuns de la cumpărături și am aici o grămadă de chestii. Nu am filmat absolut nimic eu pe unde am fost, în ce magazine, pentru că am vrut să mă concentrez și să nu iau ceva aiurea. Ați văzut că am avut un pahar din acela de unică folosință și pe el scria Lidl to go. Este vorba despre un aparat de cafea la ieșire din Lidl. Nu știu dacă și în România este acest aparat de cafea, dar aici în Germania și pentru cei care mă urmăriți din Germania, aș vrea să știu părerea voastră despre acest automat, dacă l-ați încercat, pentru că pentru mine este prima dată când încerc o cafea de la acest automat și sunt destul de plăcut surprinsă, pot să spun, deoarece cafeaua este foarte bună și mi-am luat un latte macchiato cu caramel, deci what? La început parcă simțeai așa puțin că este amar de la cafea, dar după ce am scuturat puțin și s-a mixat toate acolo înăuntru, a început să fie bun și chiar mi-a plăcut și e un euro cafeaua, deci chiar dacă e un euro, vă spun eu că aici în Pecouri sau dacă vrei să mergi la o cafea undeva pe terasă sau la o brutărie, cofetărie, este mai mult de un euro cafea și câteodată nu e atât de bună ca și aceasta. Așa că cei care stați în Germania, spuneți-mi!
Ce părere aveți despre această cafea? Este duminică și am mâncat ceva dimineața, am băut cafea încă nu toată. E, cred că ora... Oh, deja este ora 2:30 și am terminat în sfârșit de filmat clipul cu produsele achiziționate în ultima perioadă. It's a mess here. Aici sunt toate produsele, în afară de telefon, da? Nu e produs achiziționat. Și da, termin aici de povestit cu voi și mă duc să-mi strâng tot ce am de strâns și să mă apuc să editez. Acolo este și camera. Acolo este un dezastru, cafeaua încă nu mi-am băut-o, acolo este muzica și floarea și dezastru. A durat foarte mult timp până ce mi-am găsit lumina potrivită la cameră și e dezastru. Îmi lipsește un bec, mi s-a spart un bec înainte să merg în concediu în România, pur și simplu a pușcat, deci a pușcat becul. Am vrut să-l desfiletez și să-l împachetez, să-l pun înăuntru, a pușcat în timp ce-l desfiletam. A fost defect, deci se mișca, așa l-am primit și tocmai atunci mi s-a spart. Dar nu știu ce să vă spun, mie nu-mi place să filmez cu acele becuri, deoarece, nu știu, nu e acea calitate, nu e așa de vibrant clipul dacă e cu acele luminițe și trebuie să lucrez foarte mult la lumini și nu-mi place. Prefer să filmez la lumina naturală. Acum să văd ce va ieși, pentru că l-am fugărit de numai acel aparat foto. A primit un pic foarte, foarte mare. Chiar doi. Am făcut și noi bradul. Încă nu e gata, dar îl voi mai personaliza puțin ca să se blenduiască bine cu noi. Aici am să închei acest vlog. Și sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și să vă abonați neapărat canalul meu de YouTube. Închei acest vlog acum mai devreme decât ar trebui, deoarece tot vlogul este editat. Mai trebuie să editez ziua de astăzi și în seara asta va fi pe canal. Așa că vă las și vă doresc un început de săptămână cât se poate de frumos și cât se poate de pus la punct, pentru că weekendul viitor este Crăciunul. Și știu cum e înainte de Crăciun. Pa!